Bun găsit, doamnelor și domnilor, la ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Ne aflăm în orașul Tismana pentru a realiza un interviu cu domnul primar, domnul Marian Silivilescu. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați pentru localitatea noastră. Sperăm pe această cale să prezentăm telespectatorilor postului dumneavoastră lucruri care ne preocupă și principalele noastre intenții pentru perioada imediat următoare. Domnule primar, spuneți-ne ce fel de obiective v-ați propus să le realizați în următoarea perioadă. Am înțeles că ați primit și bugetul pentru acest an. Cum va fi cheltuit, să zicem? Da, trebuie să spun de la început că ne bucurăm în acest an de faptul că am primit un buget mai mare decât în anul precedent. După cum știți, pentru prima dată s-a aplicat de către Ministerul Finanțelor o formulă care ține cont de rangul și categoria localităților și pentru funcționarea acestora s-a considerat că o sumă minimă de 15 miliarde este necesară la comune, de 60 de miliarde la orașe, 200 de miliarde lei vechi, le tot încurc, 200, ar fi 20 de milioane pentru municipii și așa mai departe. Tismana a avut o perioadă lungă de suferit de pe urma statutului de oraș. Trebuie să recunosc că în acest an suma care ne-a fost repartizată din cota defalcată pe TVA și din impozitul pe venit este o sumă semnificativă pe care dorim să o utilizăm în principal pentru investiții. De ce pentru investiții? Pentru că, așa cum vă spuneam, o lungă perioadă de timp nu s-au putut realiza pe fonduri guvernamentale și mai ales pe programe europene lucrări majore de investiții în infrastructură, pentru că orașele mici cu populație sub 10.000 de locuitori au fost excluse de la aceste forme de finanțare. Ce fel de investiții urmează a fi realizate în acest an? În primul rând avem derulat de anul trecut, din 2014, două lucrări de asfaltare. Ele nu au putut fi desfășurate de către constructorul care a și fost ales în urma unei licitații pe SEAP din cauza vremii nepotrivite. După cum știți, a fost un an extrem de ploios și nu ne-am aventurat să depunem asfaltul pe cele două drumuri din motive lesne de înțeles, așteptând o vreme mai bună. Este vorba de asfaltarea unei alei de 400 de metri în Ciocârlii, aleea Vișa, și este vorba de un drum de 800 de metri în satul Celei, calea Rusteștilor. Aceste lucrări sunt contractate la venirea vremii bune. Constructorul IDP-ul va trece la realizarea covorului asfaltic. De asemenea, în derulare mai avem trotuarele de pe axa principală, de la intrarea în localitate spre mănăstire. Este vorba de o investiție de asemenea care a fost contractată. Licitația a desemnat un câștigător și contra sumei de aproximativ 3 miliarde și jumătate se vor realiza trotuarele pe o parte și pe alta pe o lungime de 2200 de metri. Mai avem iarăși o sumă, de data asta mai mică, de numai 300 de milioane, pe care trebuie să o dăm firmei care ne realizează PUG-ul, Planul de Urbanism General. O lucrare extrem de importantă, având în vedere că de la 1 ianuarie 2016 nu vom mai putea elibera autorizații de construcție dacă nu vom avea un PUG aprobat după noile reglemente. Dar ponderea cea mai mare o să o aibă investițiile noi și aici
Sigur, ne-am axat în acest an pe modernizarea drumurilor. Avem 8 ulițe sătești care vor fi asfaltate în acest an. Este vorba de ulița Muhoina din satul Gornovița, este vorba de Poiana din satul Costeni, de ulița Dealului spre biserică în Sohodol, despre Cotul Pocruii, despre ulița Frizerul unde se desfășoară bâlciul de la Sfântul Andrei, este vorba de ulița Covacu din Topești, de asemenea Vâlceanu din Vâneta și Valea Mare din Sohodol. Niciodată, vreau să vă spun, într-un buget nu au fost prevăzute atâtea asfaltări și acest lucru este posibil datorită fondurilor pe care le-am alocat în acest an pentru investiții. Banii pe care i-am primit dorim să-i folosim în interesul oamenilor și sigur că cea mai dorită lucrare este asfaltarea. Omul când vede la poartă covorul asfaltic simte într-adevăr că viața i s-a schimbat, că modernismul a ajuns și pe ulițele lui. Mai avem, scuzați-mă, de reabilitat și rețeaua de apă. De aceasta vreau să vă întreb. Avem 5 tronsoane, avem 5 tronsoane anul acesta de înlocuit conducta de plastic, de metal cu conductă de plastic, și anume în Vâlcele, Poiana, ulița lui Pisoi, vom avea de la podul Orlea spre cimitirul de la Hăiești, în Pocruia ulița spre satul Sohodol și în Costeni spre Apa Neagră. Aceste conducte au cedat în ultima perioadă de timp, s-au corodat, pierderile de apă sunt mari și cetățenii, pe bună dreptate, solicită înlocuirea lor cu conductele de plastic. De asemenea, o lucrare legată de apă este cea de reabilitare a stației de apă de la Tizmenița. Tizmana, o adevărată casă a apelor, cu surse de apă diverse. Noi avem pe teritoriul localității 3 surse de apă pentru sate. Am reușit să rezolvăm foarte multe probleme legate de calitate, mai ales în zona de vest a localității. Satele Izvarna, Costeni, de exemplu, au fost racordate la stația de pompare de la Costeni, care trimite apa la Craiova, dar sursa din Tizmenița, din Rușață, care alimentează satele Pocruia, Tizmana, Topești, Gornovița, Vâlcele și Vâneta, trebuie și ea în anul acesta modernizată, în sensul că vom reamenaja 5 bazine de filtrare. De asemenea, vom înlocui toate instalațiile necesare, astfel încât și în această zonă să ne bucurăm de o apă potabilă cu puritatea necesară. În prezent, ne confruntăm de foarte multe ori, mai ales în perioadele ploioase, cu aluviuni, cu impurități care, sigur, fac pe cetățeni să fie și pe bună dreptate nemulțumiți de, mai ales de turbiditate, de limpezimea apei care ajunge la robinet. Prin amenajarea celor 5 bazine, prin repunerea lor în funcțiune, prin filtrarea apei, prin nisip cuarțos, se va reuși și o îmbunătățire semnificativă a apei pe care noi o consumăm. Da, aveți propuse și proiecte pe fonduri europene ce urmează a fi realizate? Avem un centru de informare și promovare turistică pentru care așteptăm publicarea în monitor oficial a cărții funciare, urmând după aceea să semnăm în sfârșit contractul de finanțare. Avem un contract de reabilitare, modernizare și dotare a casei de cultură prin Compania Națională de Investiții, contract care se derulează chiar în centrul civic. Aici noi avem de achitat o contribuție de 25% din valoarea investiției, mai precis 3 miliarde lei vechi din cei 12 miliarde cât sunt prevăzute lucrările de modernizare și dotare. Sperăm ca la mijlocul verii
pentru că lucrarea are un termen de execuție de 6 luni, să putem să inaugurăm Casa de Cultură și, zic eu, printr-un spectacol care deja ne gândim cum să-l organizăm, să atragem atenția asupra faptului că întizmana se poate desfășura continuu, 365 de zile, activitatea artistică. Pentru că, din păcate, în Casa de Cultură, din luna noiembrie, nu se mai putea intra datorită frigului, datorită igrasiei, iar acum sperăm că toate lucrurile acestea se vor rezolva. Vom pune și un director de cămin cultural, sperăm să găsim un om cu suflet, un om cu talent, un om care să îi placă activitatea culturală și să o desfășoare în interesul comunității. Da, să organizeze evenimente speciale. Spuneți-ne, este și posibilă prezența unor investitori străini aici la dumneavoastră în oraș? Ce fel de investiții ar trebui realizate pentru a veni și în sprijinul cetățenilor? În primul rând, este o zonă propice pisciculturii, mai precis creșterii păstrăvului, și sunt solicitări din partea unor mici întreprinzători pentru amenajarea unor ferme mici piscicole. Da, de sunt fapt, foarte mulți producători. De fapt, în Tizmana există 3 păstrăvării semnificative care livrează în fiecare an peste 200 de tone de păstrăv. Vorbesc de cea ocolului silvic, de cea a mănăstirii și a unui privatizat în zona Costeni. De asemenea, avem promisiunea unui român care a lucrat 12 ani în Italia în domeniul prelucrării cărnii și care e impresionat de faptul că se mai găsesc în zona noastră animale care pășunează liber, animale care sunt crescute ecologic, animale care, după părerea dânsilor, sunt o adevărată raritate pentru occidentale. Ar dori să realizeze o fabrică de procesare a cărnii în zona satului Celei. Respectivul cetățean a cumpărat deja 3 hectare și spunea că ar dori la începutul acestui an să realizeze utilitățile în zonă, curentul electric și apa. Vom face tot ceea ce putem ca să-l sprijinim, pentru că zona noastră, într-adevăr, este o zonă propice creșterii animalelor. Noi avem foarte mulți crescători, ne bucurăm că sunt foarte mulți tineri care s-au întors și se ocupă cu creșterea ovinelor, bovinelor și nu numai, valorificând pajiștile locale, pășunile alpine, izlazurile comunale. Da, este vorba despre producătorii de legume și fructe, miere, am înțeles. Într-adevăr, avem și astfel de producători. Este o zonă apicolă, meliferă, deosebită. Avem falcâm mult, ce mai este din pădurea de castani, flora spontană, este, sigur, o preocupare, mai ales a familiilor tinere, de a-și amenaja solarii și chiar sere și pentru a cultiva legume. Având în vedere că sunt posibilități în acest sens, ne gândim că alături de turism, care este o preocupare de asemenea multor tineri, prin realizarea de pensiuni, prin realizarea de, eu știu, de case de vacanță, chiar sezoniere, și împletind turismul cu agricultura, mai ales cu agricultura ecologică, să se realizeze și pentru oameni o sursă importantă de venituri și imaginea localității sigur să aibă de câștigat. Da. Spuneți-ne ce fel de activități culturale aveți planificate pentru acest an? Localitatea Tizmana are cuprins în calendarul și în cultural, în calendarul cultural al județului Gorj, câteva manifestări importante. Aș lua în ordine cronologică: pe 25 martie avem târgul de primăvară de Blagoveștenie, peste care, de când am venit primar, am suprapus o sărbătoare a păstrăvului, în care invităm toți marii păstrăvari din zonă, începând de la Râncu, Peștișani, Tizmana,
Știți că la Blagoveștenie este și dezlegarea la pește. Da. Sperăm ca în acest an să putem să dăm și oamenilor o măliguță cu un pește, atât pentru cei care ne vizitează la târgul acesta de primăvară, cât și pentru localnici. Vom avea pe 14 și 15 august ediția 57 a festivalului Cântecului, Jocului și Portului Popular, o manifestare de tradiție, a ajuns iacătă la o ediție impresionantă și sigur atunci vom fi oaspeți pentru mii de turiști care în acele zone, în acele zile se îndreaptă spre Mănăstirea Tismana, al cărui hram este 15 august, Adormirea Maicii Domnului, spre Bâlciu care se desfășoară, spre pe festivalul care se desfășoară în centru civic și în Poiana din pădurea Șarșori. De asemenea, în toamnă, de obicei în a doua sâmbătă și duminică din luna octombrie, desfășurăm Sărbătoarea Castanului. Este o manifestare care se suprapune peste proiectul Agenției de Mediu Gorj de salvarea castanului. Această manifestare atrage atenția asupra nevoii de a depune toți eforturi, astfel încât acest arbore simbolic pentru noi să-l avem în continuare și pentru generațiile următoare. Este un proiect pe fonduri europene ale Agenției de Mediu în care noi suntem parteneri și de asemenea situl nordul Gorjului de Vest, direcția silvică, ICASU Brașov, prin care se dorește în principal tratarea biologică a cancerului de scoarță, care a distrus castan în ultima perioadă de timp, de asemenea plantarea a 25 de hectare de castan rezistent la această boală. Ne bucurăm că pe lângă suprafețele care se vor planta pe domeniul silvic, Agenția de Mediu va planta și pe terenurile particulare, se vor face în felul acesta mult mai multe loturi, de unde vindecarea castanului va porni și sperăm noi că se va ajunge în timp cât mai scurt la rezultat. Ceea ce se întâmplă la noi s-a întâmplat în Baia Mare, o altă zonă semnificativă pentru castan, și acolo rezultatele au fost foarte bune. Închei cu ultima manifestare culturală și anume Bâlciu de Iarnă de Sfântul Andrei, un bâlci al meșteșugarilor, pe 30 noiembrie, un moment în care cetățenii din localitate și din împrejurim se aprovizionau și se aprovizionează pentru iarnă cu o serie întreagă de lucruri trebuincioase. Sperăm că pe lângă aceste activități majore care se înscriu și în calendarul încă o dată cultural al județului Gorj, să mai avem o serie de manifestări ale tinerilor, ale copiilor în principal. Avem două ansambluri folclorice, Tisa și Mugur de Castan, care își vor desfășura activitatea acum în condiții mult mai bune pe scena Casei de Cultură. Vom încerca în perioada următoare ca fostul ansamblu care a aparținut localității Dismana pe perioada când funcționa atacaznică să-l readucem în atenția locuitorilor. Vom încerca să menținem peste tot acolo unde putem tradiția, pentru că într-adevăr este un lucru care trebuie să ne preocupe an de an. Da. Spuneți-ne acum că a venit din nou zăpada, cum stați cu utilajele pentru dezăpezirea drumurilor? Sunt suficiente aceste utilaje? Da, am avut un contract de dezăpezire semnat deja din luna noiembrie, este în derulare, nu am avut probleme până acum, cele 5 utilaje pe care le are firma, în pe urmă cu cele 2 utilaje care aparțin primăriei, nu au întâmpinat probleme deosebite în această iarnă. Cred că este o ultimă sau printre ultimele răbuniri ale iernii. De acum încolo ziua s-a mărit. Sperăm să facem față în continuare la provocările timpului nepotrivit, dar încă în vremea lui.
până prin martie ne mai așteptăm la astfel de pasaje ale iernii. Da, așa este. Spuneți-ne cu ce fel de probleme se confruntă cetățenii de aici din oraș și din celelalte sate de aici din apropiere? Cel mai important, lipsa locurilor de muncă, ceea ce nu e, cred că e o surpriză pentru dumneavoastră, pe unde mergeți, toată lumea se plânge de lipsa locurilor de muncă, iar primăria nu poate să facă prea mult în acest sens. Adică nu putem angaja la primărie oameni. Sigur că vin cu speranțe la primărie, noi ceea ce putem să punem la dispoziție unor investitori care sunt extrem de rari, suprafețe de teren, și uitați-vă, spre exemplu, este preconizat în perioada următoare o nouă stație de pompare și de tratare a apei spre Craiova. Sigur că acolo, dacă se vor realiza 10-15 locuri de muncă, dacă se va face investiția pe teritoriul localității noastre, vor apărea câteva locuri de muncă. Încolo, posibilitățile noastre de a crea locuri de muncă sunt extrem de limitate. Deși oamenii se uită cu speranțe la noi, înțelegem că, într-adevăr, fără locuri de muncă, viața lor este extraordinar de grea. Oricâte ajutoare sociale am avea... Aveți multe persoane înscrise la acest ajutor social? Sigur că avem foarte multe persoane care desfășoară, sigur, vreo 20 dintre ele sunt obligate să facă și orele acelea de muncă, îi folosim în fiecare zi pe drumurile localității, acum, de exemplu, au plecat la împrăștiat material antiderapant, la activități de curățenie. Sunt și persoane care au depășit vârsta de 62 de ani și care trebuie să primească ajutorul acasă. Avem și persoane cu handicap, de asemenea, asistenți personali. Din fericire, în acest an, sumele care ne-au fost repartizate, nu numai nouă, în toate localitățile, sunt acoperitoare pentru aceste nevoi. Cetățenii și-au plătit taxele și impozitele, este o scădere la bugetul local sau o creștere? Din bugetul local ați putea să realizați anumite investiții? Cum? Veniturile noastre sunt destul de limitate. Undeva la aproximativ 8 miliarde și jumătate de lei vechi. Nu avem pe teritoriul localității agenți economici care să aibă putere economică, de pe urma cărora să beneficiem de sume virate la bugetul statului. În această perioadă, într-adevăr, sunt văzuți destul de des, mai ales pensionarii, care sunt niște contribuabili, într-adevăr, extrem de corecți în ceea ce privește plata la bugetul localității. Ce pot să vă spun? Am încercat și am și promovat o hotărâre de Consiliu prin care toți cei care își plătesc datoriile până la 30 martie să fie scutiți de plata majorărilor. Și am văzut că au fost destui oameni care au înțeles că plătindu-și datoriile neachitate până acum reușesc să facă semnificative economii la bugetul personal. Numai însă din impozitele și taxele cetățenilor este destul de greu să realizăm sumele necesare. S-au mai mărit pentru acest an? Pentru acest an nu au fost mărite niciuna dintre taxele și impozitele locale. Vreau să vă spun că introducerea, de exemplu, taxei de salubrizare, taxa specială de salubrizare de 2 lei, o taxă care cred că este cea mai mică din județ. Și aceasta a fost completată cu o hotărâre prin care familiile care au venituri sub o anumită limită să plătească la jumătate. Facem tot ceea ce putem ca să venim în sprijinul oamenilor, înțelegem greutățile lor, dar sigur nu este de ajuns niciodată. Domnule primar, vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații și vă dorim mult succes pentru realizarea tuturor obiectivelor propuse. Vă mulțumim foarte mult!
Așadar, domnilor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Am realizat un interviu cu domnul primar Marian Slivilescu, primarul orașului Tismana. Eu sunt Andreea Varagea și vă mulțumesc pentru atenție.